Salut frumoșilor, bine ați venit în vlogul de astăzi. Am ajuns la Zmără, poate unii dintre voi îl cunoașteți, oricum o să-i las, bineînțeles, și Instagram-ul și YouTube-ul, canalul de YouTube aici la noi. Și mi-a plăcut foarte mult de Zmără pentru că dă un exemplu foarte bun pentru tineri, în primul rând. Lăsând la o parte faptul că e sportiv de performanță, deși am văzut câteva meciuri, mi-a plăcut foarte mult și inclusiv vlogurile cu... Și cu Dorian Popa am văzut și mai mulți influenceri din România. Și ce mi-a plăcut foarte mult la Mihai, am văzut primele tale vloguri, de fapt al doilea vlog, când ai explicat despre viața ta oarecum, și mi-a plăcut foarte mult de unde ai plecat, adică de la zero. Da. Ceea ce, na, suntem din aceea, facem parte din aceeași clasă socială oarecum. Și s-a ridicat foarte mult acum și pe YouTube. Și aș vrea să te întreb, Mihai, sau să mă rog, cum preferi? Mihai. Mihai, ok, Mihai. Să te întreb pentru prima dată... De ce sau cum te-ai gândit tu să dai drumul la un canal de YouTube? Ah, păi, de fapt, eu descoperisem ca și tine TikTok-ul în pandemie, înțelegi? Okay. Și eu făceam tot atunci, am început să fac niște videoclipuri pe YouTube, că nu știam ce să fac acasă, nu știam ce să înțelegi, mă plictiseam non-stop. Și am făcut niște videoclipuri acolo, niște Q&A-uri, ce vedeam eu copiam, înțelegi? Și făceam câteva sute de vizualizări, ceva de genul. Și... după am început și pe TikTok să postez videoclipuri, după care, după ce s-a terminat carantina respectivă, m-a sunat cineva de la ProTV că a văzut un clip pe Facebook pe care l-am postat eu că făceam antrenament afară. De unde? N-am mai avut material, înțelegi? Aveam nevoie de material și zic, bă, să mă rămâns până acum, nu m-a sunat nimeni când am câștigat cinturi și chestii și mă sună acum, când s-a terminat lockdown-ul, înțelegi? Exact. Și am făcut interviul respectiv, chiar aici în sală, și am luat videoclipul de la ei, gen mi l-au trimis mie pe WhatsApp, și l-am postat la mine pe Facebook, unde am vreo 10.000 de like-uri, ceva de genul. Dar oricum, okay. YouTube-ul, Facebook-ul este mort, înțelegi? Da, da. Și am postat pe Facebook videoclipul respectiv, adică era strict materialul meu, nu era vreun share sau ceva de la ei. Mm-hmm. Am făcut 1.500.000 wow. Impactul. Wow, și nu înțeleg cum am reușit să, fără, n-am făcut nimic, efectiv am postat videoclipul și mi-a arătat acolo și am făcut undeva la impactul 1.500.000 și vreo 600-700.000 de vizualizări. Poate și de acolo, după aia pe TikTok am început la fel, pam, 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 să pun videoclipuri, efectiv pe TikTok eu postez story-uri de pe Instagram, adică nu mă chinui foarte mult. Da, da. După care l-am văzut pe TikTok, pe Imogen. Și Imogen, pe Imogen făcea un freestyle, okay. Înțelegi? Pe un beat. Și mi-a plăcut foarte mult și am intrat, eram în autobuz, mă duceam la sală și am intrat pe YouTube să caut freestyle-ul respectiv. N-am găsit nimic, după care, după ce am întors de la sală peste două zile, mă uitam pe YouTube ca tot omul în pat, că toată lumea asta face. Corect. Se uită pe YouTube seara. Și am intrat și am văzut melodia aia lui Destin, știi? Și mi-a plăcut foarte mult și am dat pe Instagram. Eu pe Imogen mă știam așa că vorbea el de droguri înainte, cum s-a lăsat el de treaba asta, înțelegi? Ah, okay. Și un videoclip foarte frumos, înțelegi? Și atât îl știam, dar nu știam că are o comunitate extrem de mare. Și i-am dat tag și mi-a dat follow înapoi și mi-a zis că Zmără, că și mie îmi place foarte mult ce faci, deși mă cunoștea. Și ne-am întâlnit în Constituție peste două zile. Și eu nu știam cum să-i zic, hai să facem și noi un vlog, nu știam ce vreau să fac cu el. Și îmi zice el, Zmără, hai să facem un vlog amândoi. Ce tare. Și zic, bă, nu știam cum să spun eu să facem un vlog, știi? Și ne-am întâlnit peste două zile la sală și efectiv am făcut ce mi-a trecut prin cap. Am făcut videoclipul respectiv și îmi zice, aveam vreo 1000 de abonați din videoclipurile pe care le aveam eu, înțelegi? Și zice, bă, Zmără, nu te așteptam să sară mai mult de 30.000 videoclipul, că ai un canal de 1000 de abonați, chiar dacă sunt eu acolo. Și încă o chestie, nu contează pe cine aduce în vlogurile tale, dacă nu bubuie videoclipul. Corect, corect. Înțelegi? Da. Zice 30.000, maxim 50.000 dacă faci, este perfect, să fii foarte mulțumit de chestia asta, că sunt foarte multe vizualizări și nu știu ce. Și zic, bă, bine, eu n-am zis nimic. Am zis așa, am lăsat așa cum a fost, am postat videoclipuri și într-o săptămână mi-a făcut 200.000 de vizualizări. Da. A fost clipul bun. A fost, în afară faptului că a fost clipul bun, nu cred că au fost 200.000 de distribuiri. Cred că a fost faptul că a intrat la recomandate foarte mult. Da. Înțelegi? Și când intră un videoclip la recomandate, atunci ai norocul să zbubuie. Corect. Doar că ți-am zis, nu, ai văzut pe TikTok cum este cu recomandarea? Cu For You? Da, da. Ei, cred că același algoritm este acum și la YouTube. Doar că TikTok-ul este YouTube peste Raze. Da. Da. Adică te bagă de să zaci acolo. Dacă e ceva ce a prins de acolo, pur și simplu că ai zis un cuvânt greșit sau corect. Te-a dat la toată lumea după aia și faci vizualizări de zvine rău. Da, deci cam asta a fost ascensiunea. După care mă gândeam, bă, ce să fac? Ia uite că a prins asta, hai să fac un concept pe care foarte mulți îl copiază acum. Nu înțeleg de ce, e loc pentru toată lumea pe YouTube, dar măcar dați credite când se întâmplă chestia asta. Că și dacă aș copia pe cineva, pe tine de exemplu, să fac nu știu ce, spune, uite, am văzut la Cristian Chifoi
respectivul vlog. Mi-a plăcut, vreau să fac și eu ideea asta pe varianta mea. Corect, înțelegi? Dar nu. Și am zis, mai să duc mai mulți invitați și să fac o serie cu invitații în care învăț MMA. Bineînțeles, prima dată am avut refuzuri, că nu știu ce și nu știu ce. Să nu spun că acum îmi dau taguri în story-uri și vor ei să apară, dar nu mai vreau eu. Așa se întâmplă, da. Știi? Și exact. Mă sunau după, hai că îmi facem, că o mai văzut că am avut videoclipul și acum am vrut să facem. Știi? Și mie nu-mi plac oamenii ăștia, adică dacă n-ai fost lângă mine la început, nu te vreau nici acum. Corect. Și cam asta a fost ascensiunea, înțelegi? Și am început ușor. Stam din ce în ce mai mulți invitați, din ce în ce mai cunoscuți. Da, deci ți-am zis, asta m-a atras pe mine, că am văzut practic progresul, m-am uitat de la primele clipuri ca să văd, asta fac la YouTube de obicei, știi? Mai ales în ultima perioadă, dacă m-am apucat și eu de YouTube. Mă uit la Mr. Beast, m-am uitat la Logan Paul și Jake Paul, m-am uitat la, cum îl cheamă, PewDiePie. Am vrut să văd ascensiunea, știi? Ce au fost înainte și cum au ajuns acum. Practic ei și-au dat seama de algoritmul YouTube și au început să-l fructifice pentru ei, știi? Să facă bani cu adevărat de acolo. Tu ai acum câți subscriberi? 63 de mii. Mi se pare că ai ajuns la un plafon oarecum. Ai crescut foarte puțin în ultima perioadă, gen. Da, am crescut pentru că nu mai postez atât de des. Deci nu mai postez atât de des. Nu mai am timp să postez. Bine, și mi se pare 4 săptămâni într-o lună să postez doar o dată pe săptămână. Îți ia mult să faci un vlog, adică la editat da, și la... Da, mine nu editez, eu meditează mie cineva, dar ca să filmez eu trebuie să vorbesc cu tine, să găsim amândoi o oră care să ne stabilim, trebuie să găsesc o fereastră în sală în care nu stau antrenamente, trebuie să văd când post tu, când pot eu, înțelegi? Și durează foarte mult să faci un vlog. Doar că ți-am spus, depinde de dacă ajungi la recomandate, corect, ca să te apară videoclipul. Eu 63.000 de abonați am făcut în 5 luni. Nu? Da, am văzut. Da, în 5 luni. Ceva și la fel, chestia asta cu subscriberii, practic, am observat-o inclusiv pe TikTok, e adevărat. Lumea nu prea stă pe profilul cuiva, știi? Inclusiv pe TikTok, nu stă pe following, stă pe for you. Da, și dacă nu faci clipuri de for you, nu se vadă, nici măcar subscriberii tăi. Exact, pe asta se întâmplă. Eu gândește-te că mi se uită mai mult de 50%, 60% oameni care nu sunt corect abonații mei. Corect. Adică, de exemplu, la 60.000 de abonați am și niște videoclipuri care au, de exemplu, hai să spun, din 60.000 se uită 50.000. Ceilalți 10.000 ce fac? Înțelegi? Asta este ciudat. Adică... Da, pentru că tu când intri pe YouTube, asta am văzut-o și eu. Când intri pe YouTube, practic ești pe prima pagină de pe YouTube, pe home, da? Tu nu vezi acolo pe nimeni, știi? Sunt clipuri recomandate. Te duci la primul cel mai interesant. Dacă ăla care s-a uitat la tine înainte, chiar dacă nu ți-a dat subscribe, înțelegi? YouTube-ul îl bagă în fața lui, îți bagă următorul clip. A, știi care e chestia? Că am și rata foarte mare de watch time, înțelegi? La videoclipuri. E foarte bine. Dar adică... știi, dar și de ce o ai așa mare? Nu. Este ca un challenge ce faci. Adică trebuie să te uiți. Adică inclusiv pe mine mă prinde. Bă, trebuie să mă uit să văd. Face vreo schemă. De vreuna, da? Exact. Păi asta e chestia, că toată lumea vrea să vadă pe altcineva cum face anumite lucruri, cum se bate sau chestii de genul. Mai ales că, da, erau influenceri care veneau și făceau ceva ce nu făceau înainte. Ei făceau alte chestii la ei pe canal. Exact. Eu consider că dacă aveam probabil vreo 200-300.000 de abonați, făceam aproape de 1.000.000 la fiecare videoclip. Am înțeles. Da, da, eu așa mă gândesc. Și oricum că... YouTube-ul pe vizualizări de plătești, nu pe subscriberi. Exact, pe vizualizări. Adică nu prea poți să ai 1.000 de subscriber și să ai 600.000 de vizualizări. Corect. Și să faci mai mulți bani decât fac aia cu 100.000 de subscriber. Corect. Care corect fac, înțelegi? Că uite, de exemplu, sunt youtuberi care au 2 milioane de abonați și fac undeva la 100.000-200.000 de vizualizări. Puțin. Rău. Da, dar nu cred că e vina lor, că contentul mie îmi place. Am înțeles. Adică nu știu ce se întâmplă cu YouTube-ul. Da, cine știe, au avut retenția mare de subscriber, dar pe vizualizări... Știi care chestia? Algoritmul YouTube se schimbă constant. Cei care nu se adaptează algoritmului, că de asta ți-am zis, mă uitam la cei mai buni din lume, nu doar de la noi din țară, știi? Și ei s-au adaptat algoritmului, adică au creat clipuri din ce în ce mai bune și le schimb, adică păstrau practic formatul, dar făceau chestii mult mai intriguing, știi, la sol. Păi da, dar chestia este că trebuie să, nu știu, trebuie să pui o fată cu sânii la vedere ca să atragă foarte mult. Ce prinde? Ori trebuie, că m-am uitat la videoclipuri unii când puneau femei dezbrăcate, vorba vine pe thumbnail. Pe thumbnail, da. Da. Făceau o grămadă de vizualizări, dar când puneau orice alt videoclip după... Exact. Bravo. Exact, pentru prima oară vezi thumbnail-ul acolo. Da, și vreau să spun o chestie, nu contează subscriberii pe YouTube. Da, deci mă jur că nu contează subscriberii, poți să ai milioane de subscriberi să faci 100.000 de vizualizări. Exact. Adică mi se pare foarte puțin și nu înțeleg de ce se întâmplă chestia asta. Bine, probabil sunt foarte mulți care acum au monetizarea făcută, trebuie să dea și mai puțin bani. Da. Că... Și YouTube-ul îi bagă pe ăștia relevanți în față. Da, îi bagă, bine, relevanți acum... Relevanți pentru nișa lor. Relevanți, ce mai relevanți sunt acum Shelly, Dorian Popa. Da, la noi în țară, înțelegi? Da. Adică... Și sunt vechi pe piață. Sunt foarte vechi, da.
Ce vreau să te mai întreb, Mihai, tu cum vezi deci parcursul de început, l-am înțeles, adică a fost o chestie, ceea ce și eu recomand mereu, faci o meserie, nu contează, tu n-ai ajuns campion în MMA, nu? Ba da, în Anglia, la ce mai tânăr am fost. Când ai avut un meciul ăla. Am sunt de 3 ori campion, gen, o centură în MMA, deci nu sunt campionul lumii. Deci organizație, exact. WCA MMA se numește, una dintre cele mai puternice din Anglia. Ok, din Anglia. Și chiar și Marea Britanie. Cum îi spune WCMMA, am ieșit cel mai tânăr campion la 18 ani. În IBA am ieșit campion intercontinental la box, că eu cu boxul am început, și campion național, tot în Anglia. Tot și astea sunt 3 centuri pe care eu le am și sunt campion în divizia respectivă. Deci nu pot să spun că sunt campion mondial, cum spune toată lumea, pentru că văd campion mondial să mă bat cu toți din țară, după care să mă bat cu toți din Europa, după care să mă bat să fiu cel mai bun din Europa, după care să mă bat cu cel mai bun din toate continentele, exact. După care ești campion mondial. Că acum vezi câte o centură pusă în joc într-o organizație pe care poți să o faci și tu, exact. Înțelegi? Aici, ca titlu mondial, Cristian Chifoi. Din organizația Cristian Chifoi. Tu zici, te dau peste tot, băi, sunt campion mondial. Da. Și m-am bătut eu cu... Exact. Un amort, înțelegi? Da. Ce mi-a plăcut mie la tine, ți-am zis, a fost faptul că ai dat mai departe. Că ți-ai pus camera în față, înțelegi, și ai început să, chiar dacă faci asta cu niște influenceri, știi? Dar ai început să faci și cu copii. Păi, antrenamente și pregătiri. Păi da, fac antrenamentele astea pentru că, practic, asta mi-aduc mie bani, înțelegi? Și m-am gândit, băi, de ce să dau eu cu pumnii acum, în loc să... Bine, deși și la antrenamentele personale pe care le fac, eu fac stil palmat, nu prea fac majoritatea în România, înțelegi? Okay. Adică țin palmarele, ceea ce pe mine mă bucura foarte mult când făceam la antrenamente, că prindeam foarte rar palmarele. Ok, da. Când erau mai mulți în sală. Da. Și, cum îi zice, m-am gândit, bă, cred că le-ar place foarte mult, le-ar plăcea copiilor să facă chestia asta, cât și oamenilor maturi, înțelegi? Chestia este că am încheturile și articulațiile foarte tocite în mine, adică le-am varză, pentru că unul dă pe aici, unul dă pe aici, unul dă pe aici. Da, la palmare am ținut și eu și nu e foarte atractiv. Cum ești, dar totuși este o metodă mult mai ușoară și mai practică de a face bani decât să te rui să te bați în România. Aici vreau să ajung, practic. Adică ți-ai dat seama că nu trebuie să-ți iei pumni în cap și picioare în cap. Exact. Sau să, pentru că și treaba asta, să rămâi campion, e ok, ajungi campion, dar trebuie să și rămâi. Și orice campion are, practic, o limită la un moment dat. Dacă nu ești Mayweather sau McGregor, care știu să facă bani cu adevărat, să-și vândă singur luptele, n-au nevoie neapărat de cineva, de promotor. Practic, asta ar trebui să facă și, că am avut mai devreme discuția cu luptătorii din România, care se plătesc foarte prost în orice sport. Știți pe Andrei Drăgan, practic obsesivul, nu știu dacă ai auzit de el. Am auzit, da. Și la fel a ieșit, doar ce a ieșit campion național la box și din box nu făcea niciun bani. Face din social media, din afaceri, din mă rog. Și asta cred eu că pentru tineri din România, practic trebuie să vă luați meseria aia, nu contează la ce nivel este, să începeți să o dați mai departe, puneți camera în față, că nu se știe unde ajungeți după aceea, ce idei vă vin. Și aici vreau să ajung la ce te-ai gândit pe viitor. Am vorbit de trecut, de prezent, pe viitor ce ai vrea să faci? Pe viitor aș vrea, uite, că tot am pe tine, o să te întreb niște sfaturi despre o cafenea, pentru că chiar mi-a plăcea foarte mult și chiar vreau să te întreb. Ești băutor de cafea? Mamă, beau un stop cafea. Nu m-a întrebat că nu știu, columbiană, mexicană, dar asta nu le am. Eu dacă... Peruviană. Peruviană. Și Peru sunt. Da? Da? Super. Nu știu, te întreb. Da, trebuie să fie. Deci Peru este în America de Sud. Sud, da. Păi Columbia asta, trebuie să fie și peruvian. Bine, mă gândeam, da, peruvian. Cum ar fi? Cum ar fi? Cafea de specialitate peruviana, înțelegi? Cu cafea din Peru. Da, și să fie logo peruvian, înțelegi? Exact. Alea că ar fi perfect. Asta vreau să te întreb acum că toți suntem pe pachetul ăsta cu cafea. Cam ce startup mi-ar trebui? Cam câți bani? Da. Investiție? Ți-aș recomanda, pentru că pandemia ne este oarecum profesor, ceva micuț la început. Dacă faci pe specialitate, nu prea e scalabilă, adică faci una și poate mai faci una, două după aceea, știi? Îți trebuie echipament foarte bun, deci undeva la 30-35 de mii de euro, lejer, cu autorizații, cu amenajarea spațiului, cu mobilă, cu tot, adică trebuie să faci ceva și mai de calitate. Și cu chirie, bănuiesc. Un pachet de 3 chirii plătite în avans, da, adică eu de obicei iau un calcul și OPEX-ul de început, care înseamnă cheltuieli operaționale, să funcționeze măcar 3 luni, pentru că nu o să ai, chiar dacă ești cunoscut, până își face rulajul cafeneaua, durează 3-6 luni. La mine a durat un an, pentru că nu mă cunoștea nimeni la început. Acum, dacă deschid una, e ok, e mai ușor. La tine ar fi ușor, tocmai de asta ar fi ușor la început, dar tot trebuie să pui ceva deoparte acolo, în cazuri de extreme din astea. Sigur, n-aș deschide acum pe timp de pandemie. Logic. Cred că aș face bani din antrenamente personale, YouTube și barteruri, înțelegi? Încât să-i strâng pentru când nu o să mai fie pandemie, ca să pot să investesc când toată lumea va fi cu economia la pământ. Și atunci o să fiu cu economia mai sus decât ceilalți. Eu cred că acum, din martie, criză financiară. Martie? Eu așa zic, criză financiară, însă Horeca își va reveni. Pentru că Horeca a fost în cap tot anul până acum. Și e prima care, practic, o să se reverse în toate industriile.
Și Horeca va fi prima care va sălta capul, că n-are un se mai duc în jos, știi? Ok, te întreb și eu, ce e Horeca? Hotelul, restaurante, cafenele, industria asta de ospitalie, okay, știi? Ok. Turismul, chestii, toate se încadrează pe acolo, inclusiv cafenele se încadrează în Horeca. Deci asta ți-aș recomanda eu. Și ai brandul deja, ceea ce e mare lucru. În București te cunoaște lumea. Da, da, dacă păi asta. Dacă ai deschis cafeneaua peruviana, vedeți care au idei de genul ăsta, oricum n-aveți cum să furați brandul de la mine. Păi da, știi care chestia? Că atunci când faci ceva, că de asta vorbeam și de cei care fură ideile, mă frate, dacă nu ești de acolo să o faci nu, tu... Nu, trebuie să o faci tu. Trebuie să fii, bă, exact. Trebuie să fii ăla care i-a dat naștere și la exact. Concept și la orice. Exact. Adică, de exemplu, eu aș putea să fac ce faci tu, dar aș putea să fac la fel de bine ca tine. Înțelegi? Dar de ce să nu facem parteneriat? Nu, păi putem face și chestia asta, exact. Dar zic, măi, adică dacă tot sunt unul care copiază, înțelegi? Dacă nu sunt original ca tine să fiu strict din lumea asta de business, de antreprenoriat, eu n-am cum să fac exact la fel de bine ca tine. Oricum nu există nimic original pe lumea asta. Exact. Ei luăm idei de, aici, de pe aici, de pe acolo și le transformăm în ceva ușor propriu. Mai bun. Da, exact. Și exact pe ceea ce vrem noi să facem. Dar zic, brandul tău personal a prins pe ceea ce face aici. Și un switch practic în cafea, pentru că ești iubitor de cafea. Da. Eu sunt iubitor de dulce, am dezvoltat practic și eu sunt iubitor de cafea, nu eram înainte, și am dezvoltat Bubble Waffles pe lângă, știi? Uh-huh. Adică, deși n-am consumat de acolo, cine știe ce, cafea beau în fiecare zi. Eu mă gândeam așa, deci până în 25 de ani, am 21 de ani, mai am jumătate de ani până la 22, mai am 3 ani jumătate ca să fac ce vreau eu. Vreau în primul rând să-mi iau o mașină, ca să mă deplasez, în primul rând. Vreau să-mi iau neapărat o garsonieră pentru început. Pentru că după ce iau garsoniera respectivă pot să mai strâng bani să dau plus garsoniera, să-mi iau apartament și tot așa până la casă, okay. Unul la mână, pentru că momentan am unde să stau, înțelegi? Mașina trebuie ca să mă deplasez, nu iau pentru mofturi. Vreau să iau garsoniera acasă, pot să stau undeva să nu mai stau pe capul mamei mele, înțelegi? Și vreau să-mi deschid o cafenea ca să pot să aduc banii înapoi. Și am gândit-o așa, măi, de exemplu, dacă am 50.000 de euro îmi deschid o cafenea, s-ar putea ca niciodată să mai recuperez aia 50.000 de euro, dar să fac bani care să-mi vină, da, e cash flow, înțelegi? Dar decât să țin 50.000 de euro, să-i bag în lucruri pasive care să-mi aducă banii înapoi, înțelegi? Eu îți garantez că ți-ar aduce bani și nu trebuie să bagi 50.000 din prima. Un exemplu, zic așa, putea da, să fie. Da. Dar de obicei o cafenea, dacă se face planul bun de la început, ai brand în spate care te ajută, eu îți garantez că banii aia se amortizează într-un an jumate, doi. Făcut planul cum trebuie, știi? Și dacă ai nevoie de ajutor, eu sunt prezent. Sigur, stai liniștit că avem noi treabă. Exact. Și oricum, deci vreau să lăsați în comentarii ce ar putea să bage Mihai în cafeneaua lui peruvian, pe lângă faptul că ar aduce cafeaua din Peru, că îți fac rost de ea. Ok, da, exact. Ce mai poate aduce în plus? Lăsați comentarii acolo, neapărat. Și mai vreau, visul meu cel mai mare este să-mi deschid, vreau să-mi deschid cea mai tare sală de arte marțiale din România, care va exista cât timp va exista România pe hartă. Foarte tare. Pe cuvântul meu. Asta vreau să fac, că ce am eu în cap, n-au ăștia în vise. Înțelegi? Adică și dacă au în vise, le uită, că n-au cum să le rămână, că nu sunt originale. Înțelegi? Deci tu vrei să faci o sală, practic, și să instruiești, nu neapărat tu, că poți să aduci profesori. Poți să aduc profesori, dar vreau să fie toate condițiile create, să fie exact. O sală ca în afară, înțelegi? Pentru că aici, da, nu este ideea mea, am luat idei și de la tine, și de la tine, și de la ăla, și de la ăla, înțelegi? Și le-am băgat în conceptul meu. Dar asta vreau să spun, că am creat ceva în capul meu și cred și sunt sigur că dacă aș avea banii respectivi de care am eu nevoie, că am vorbit și înainte, aș face cea mai tare sală din România. Eu sunt sigur că o să o faci, pentru că banii ăia se pot obține prin diferite metode, nu trebuie să-i strângi tu, durează până strângi bani, dar se pot obține finanțări. Vorbim și aici, că și eu am chestia asta în cap, inclusiv asociatul meu la fel, că noi suntem pasionați cu MMA, chiar dacă am practicat foarte puțin. Ar fi super ce-am spus, dacă am face noi o asociere pe domeniul ăsta, pentru că tu poți să vii cu planul de afaceri, pentru că tu pe asta ești bun și ar putea să vii cu planul de design, cu planul de atac pentru sala respectivă, ar fi o combinație perfectă, pentru că poate tu n-ai experiența mea în ce înseamnă asta și eu n-am experiența ta în ce înseamnă business, înțelegi? Și așa putem să creăm amândoi un concept, pentru că automat unde sunt doi și au sunt mai multe cunoștințe și când ai mai multe cunoștințe poți să creezi ceva mult mai bun. Înțelegi? Asta înseamnă business. Pe asta e. Aici vreau să ajung. Dacă vreți să faceți business singuri, nu o să faceți niciodată business singuri. Da. Aveți nevoie, în primul rând, să vă dați meseria mai departe, cum a făcut și Mihai. Cum am făcut și eu, că eu v-am povestit exact ce îmi place să fac, adică business. Că e cafenea, că e ceva pe dulce, încă mai am vreo trei concepte pe care o să le bag pe rol de acum, de anul ăsta. Plus, parte, am dezvoltat un concept de e-book-uri, care nu mai există, cum să zic, website sau afacere cu e-book-uri. Nu mai există. S-a născut acum în pandemie, am născut-o eu. Și s-au încasat bani frumoși până acum, câteva mii de euro. Înțelegi? Din e-book-uri. Și am inclusiv ideea asta, ți-am zis, o povestesc de foarte mult timp cu asociatul meu și pentru că suntem pasionați și știm că putem să ajutăm inclusiv tinerii de jos, pentru că sportul este disciplină și are foarte multă legătură cu business-ul. Da, dar uite, lumea nu înțelege chestia asta. O să înțeleagă.
faci în sala aia și o să înțeleagă. Gândește-te că ar fi... Dar ia iurea că e cam greu să o facem în București, poate undeva pe lângă. Se găsesc soluții. Se găsesc soluții, că dacă nu, dacă este pe lângă, trebuie să fie oarecum accesibilă, să nu, adică inclusiv calcul de timp, știi? Păi asta că tu știi, ai văzut exact, ce înseamnă da. Să pierzi timpul. Se găsesc soluții, asta e chestia. Și cel mai important este să ai tu sala respectivă să nu plătești chirie. Da. Să spun să trebuie să ai pământul tău. Să ai pământul tău acolo, înțelegi? Că după aia ce vreau, ce ți-am zis eu că trebuie să construim acolo, se construiește cu Da, nu se face planul, mult, cred. Da. Înțelegi? Doar că ce este în interior și designul pe care l-am eu în cap, cred că ar fi super și sala să se numească Peruviana Gym sau ceva de genul. Mamă, știi cum ar fi? Ai brand, deci, normal. Ar fi și niciodată eu nu consider că ar trebui tu dacă e să McGregor să-mi pun McGregor Gym. Nu. N-ar atrage păi deloc. El a făcut whisky, ai văzut cum s-a numit whisky. Da, lui. Da, proper 12, exact. E, adică... Păi asta zic, de ce să pui la o sală smărănescu, de exemplu? Da, corect. Că practic, e ca și cum ai face o reclamă de aia. Mamă, ce bun e sucul ăsta. Ce mai bun suc. Luați-l. Da. Nu le ia nimeni. Dar dacă mănânci, nu știu, niște paste acum și ai suc, ai subtil. Aia e, da. Cola face chestia asta de foarte mult timp. Cola, nu? A, vezi? Adică... Deci ei nu doar îți arată paharul, cum făcea Pepsi, de exemplu, știi? Nu, ei puneau masă mare. Se vedea mâncarea, deci se făcea o poftă și de masă. Din greșeală și cola. Dintr-o dată vedeai cola cu niște gheață de aia și cum este acidul, mă, deci se făcea poftă instant. Păi astea sunt reclamele, da. Exact. Eu, de exemplu, aș cumpăra de la unul care zice, luați produsul ăsta, e cel mai bun. Da. Aș lua pentru că știu că nu e cel mai bun. Automat, cum ai spus-o, nu mi-a plăcut mie cum ai spus-o tu. Corect. Înțelegi? Și de asta spun, o sală, cred că este visul oricărui luptător, doar că nimeni nu se interesează cum ar trebui să faci rost de bani. Trebuie să faci rost de parteneri, în primul rând. Ai. Că vin de acolo, de exemplu, parteneri mai mulți care au banii, partenerul care știe business, partenerul care știe aia, antrenorii, arhitectul. Pe asta zic, unde îți mulți puterea crește, înțelegi? Exact. Trebuie să fie oameni care se completează unul pe celălalt, ca și într-o exact. Relație, înțelegi? Dacă ați fi amândoi nervoși mereu, v-ați ciocni cap în cap. Corect. Dar dacă ar fi unul mai calm, ar ști cum să-l... Să tempereze pe celălalt, exact. Înțelegi? Și, da, și invers în anumite situații. Trebuie să înțelegi? Se completeze, exact. Ceea ce noi românii nu facem. Noi suntem dezbinați până în moduva oaselor și preferăm să facem garduri de alea între case, vecinul să nu se vadă dacă e, știi? Exact. Să moară capra vecinului, cum e vorba aia românească. Cea mai mare prostie. De asta noi, ca nații, suntem praf. Da. Dar nu o să mai fim în curând. Nu o să mai fim. Că sunt cred că ne mai ia ceva timp. O generație. O generație? Da. Deci generația mea, 30, 40 de ani. De generația mea este generație de sacrificii. Generația voastră, inclusiv de la 23 în spate, ceva de genul, voi o să puteți să faceți ceva cu adevărat, să aducă niște schimbări în România, iar copiii voștri o să se bucure de el. Deci, dacă stai să o iei așa, o generație întreagă, de fapt 50 de ani ar fi. Asta este. E destul de mult. Da. Mamă, e mult rău de tot 50 de ani la 5. Da, de-aia trebuie să înceapă cineva acum, știi? Mamă, păi da, dar... Ți-am spus, în România este foarte greu să faci lucruri cu oamenii, pentru că da, majoritatea nu vor să... Mă, frate, dacă tu ai succes, automat trebuie să mă bucur pentru tine, înțelegi? Sau să găsesc o soluție să mă gândesc, băi, dacă el are succes, cum a făcut? Ia să-l întreb. Cum a făcut, exact. Știi? Adică că întrebi pe cineva, nu te doare gura, dar te doare orgoliu, știi? Exact. Cam așa dar nu înțeleg de ce. Dar uite, faptul că, da, se primește, ai primit și tu hate, mă gândesc, în social media. Să știi chiar foarte puțin. Foarte puțin? Foarte puțin. Păi cred că se sperie de tine, că-i bază dacă e. Mă, nu știu, că n-am de astea să știi că toată lumea i-a spus la majoritatea, știi? Băi, uite invitații pe care i-am, nu mă așteptam să fie așa de treabă. La care spune altcineva, tot un invitat foarte, cu notorietate foarte mare. Bă, cred că l-a fost frică de tine, cred că de-aia nu, că eu știu altfel, știi? Deci eu nu fac nimic în sensul ăsta, adică eu dacă mă respect, te respect și tot așa, înțelegi? Adică dacă vrei să mă înjuri, te bat, pentru că nu pot să înjură înainte, înțelegi? Exact. Adică nu stau să stai tu la gardul ăla și eu să stau la gardul ăsta să... Înțelegi? Deci bine să vă bateți, ce mai bine aplanați, adică vă duceți în alte, dacă știți că e unul care vă enervează într-o parte, nu mă duc acolo. Dă-i mânușile și du-te, sau du-te, da, ia mânușile și hai aici. Sau hai aici în sală, se pare normal. El bate în sală, da. Exact. Nu în altă parte. Sau dacă este gheață pe jos, s-a alunecat din greșeală, știi ce zic? Adică... Corect. Da, păi asta e chestia. Eu chiar cred și, adică mulți mi-au zis, bă, dar de ce crezi tu așa în generația tânără că... Pentru că sunt mult mai deschiși la minte și vor schimbări, exact cum vrei și tu în momentul ăsta, și vor și fac chestii, știi? Și adică vin la, exact cum ai zis tu, mă duc și îl întreb pe ăla, bă, cum ai făcut? Zic cum ai făcut, eu asta dau foarte mult în social media, inclusiv și pe TikTok și pe Instagram și pe YouTube, acum o să încep să dau mai mult, adică o să încerc vlogul zilnic, da? Pe partea de educație financiară, tocmai ca să dau informațiile, că văd întrebările, nu mai ai timp să răspund la mesaje, fizic, și dau acolo, dau tot ce pot, tot ce am mai bun, dau acolo ca să pot să le scot căcaturile din cap băgate înainte, știi? Da, și încă o chestie, acum am amintit de subscriberi, gândește-te la o chestie, că ai zis de stagnare. Gândește-te că eu sunt pe o singură nișă. Da. Eu am 63.000 de oameni care sunt, cum să spun, interesați. Corect.
gen, eu gândește-te că acum vreau, exact. Acum vreau, deși mi-au spus mulți, băi, nu mai băga altceva, bagă doar, n-ai cum, frate, și plus că gura lui nu dă de mâncare, unul la mână. Acum m-am gândit eu să fac mai multe tipuri de vloguri, nu fac gaming, pentru că automat e altă nișă. Mi-am făcut canal special de gaming, am făcut destul de mulți abonați și acolo. Am văzut. Am vreo aproape 3000, înțelegi? Doar că la fel, până îl crești durează foarte mult, iar eu n-am timp, mai fac câte un live pe acolo. Dar gândește-te că atunci când aduci oameni noi pe canal, automat îți crește mult mai repede, știi? Și aduci mai multe domenii. Doar că mulți au spus, băi, dacă faci și altceva în afară de sport, poate aia care nu, care erau pentru sport nu o să se mai uite, că da, atrag alții. Și plus eu sunt același om, doar că fac și altceva, adică să mă vedeți și altfel. E foarte bine, deci. Uite, de exemplu, am o soră, am o iubită. Băi, uite, am chemat-o pe iubita mea să facem nu știu ce, sau fac cu sora mea nu știu ce mâncare, sau chestii, adică vede lumea și altceva, păi, înțelegi? Și asta, să vadă părți din tine. Dar asta m-am gândit strict acum, înțelegi? Dar nu mi-a spus nimeni la început să fac chestia asta. Deci vezi ce înseamnă social media? Îți dă după aia răspunsurile. Asta zic, dar trebuie singur, că de asta vorbeam și înainte, trebuie să greșești, să vezi ce se întâmplă, să, cu toate că cineva mi-a spus și nu știu de unde știa lucrul ăsta, mi-a spus în septembrie că din noiembrie până în ianuarie, februarie, YouTube-ul e mort. Deci am, și asta se întâmplă. Eu am făcut pe decembrie foarte multe vizualizări versus. Eu am făcut noiembrie. Pe noiembrie. Și pe decembrie e varză. Ciudat. Deci pe noiembrie, eu am bubuit pe noiembrie, okay. Fix de pe 2 decembrie, de pe 1, varză. Am avut doar un vlog, am avut două vloguri care au depășit 130.000, ceva de genul. Lumea se uită la altceva. Și pe noiembrie am făcut undeva la 1.500.000 de vizualizări. Mamă. Prin 4 videoclipuri. Wow. Deci, înțelegi? Și asta zic, gândește-te dacă pe noiembrie postam mult mai multe videoclipuri. Că de obicei vlogurii se știe că postează vreo 3 pe săptămână. Îți spun sincer că îi văd, postează 3 pe săptămână și dacă durează mai mult, sigur pregătesc un sketch, un vlog cu mai mulți vloggeri care durează. Pentru că eu dacă vreau să te chem pe tine, pe ăla, pe ăla, pe ăla, durează până să vă strâng. Pentru că uite, eu am problemele astea, să știi. Gen, eu vorbesc cu tine și nu neapărat că nu vrei, dar, de exemplu, poate intervine ceva în ziua respectivă, că asta se întâmplă când faci lucruri la comun. Corect. Sau poate la mine, băi, nu mai pot acum, dar poți mâine, dar nu poți tu mâine. Și hai peste o săptămână și tot, să știi că mi se întâmplă foarte des chestiile astea. Imaginez. Mai ales că lucrez cu oameni care sunt foarte, foarte ocupați cu social media și plus că au canalele lor și chestii de genul și e foarte greu să ajungi la un numitor comun ca să poți să te întâlnești, știi? Deci, și de-aia poți să și de 4 pe săptămână. Și gândește-te că trebuie să te antrenezi foarte mult pentru chestiile astea. Corect. Și da, uite, mie mi-ai scris ieri, băi, facem vlogul azi la 12? Da. Cat, mă suit în mașina dimineața și... Păi da, la stai puțin că poate s-a nimerit. S-a nimerit să fiu și liber. Să fii și liber, corect. Înțelegi? Plus că eu, de exemplu, am avut, până la 11 am avut examen la facultate, după ce filmez cu tine am o oră de antrenament, înțelegi? Adică și după aia am revenit în normal. Deci am avut norocul să găsesc o fereastră la mine și să te găsesc pe tine liber. Da, corect. Așa. Plus că tu ai avut și liber să vii din Constanța până în București. Da, mi-am făcut și alte, adică pe traseu. Înțelegi? Deci lumea asta nu înțelege. Când faci un vlog, sunt foarte multe chestii, plus editatul. Corect. Durează foarte mult să și edite, știi? Corect. Și lumea vede doar ce se întâmplă acolo. Cât avem noi vlogul, 20 de minute, înțelegi? Vede foarte puțin. Așa că ar trebui să puneți mâna să încercați și voi să faceți chestiile astea. Da. Uite, vezi, dar singur trebuie să experimentezi, că dacă, uite cum ți-am spus eu, băi, uite, văd că nu mai merge aia, trebuie să fac aia, bineînțeles că când ai ceva, când ai pornit cu un concept, gândește că conceptul pe care l-am eu, da, garantez că mai durează încă 3 ani, chestia asta. E de amergură, deci, ce are amergură foarte mare durează foarte mult. Deci undeva la 3 ani mai durează ce fac eu acum, doar că între ele să mai bag și alte vloguri, înțelegi? Corect. Adică să vadă lumea și altceva. Dar lumea, cum să spun, se ferește de, și asta și în business, știi? Toată lumea se ferește de frica de acest, cum să spun, de a avea o critică de la altcineva și chestii de genul. Cum am eu, de exemplu, că eu am spus și, că nu mai văd motivația să mă bat acum, că trebuia să fiu un belator și n-am mai putut pentru că a venit pandemia și că nu trebuie să iau de la zero iar și că am găsit o altă modalitate să fac bani și că, domne, tu nu te mai bați, că de fapt tu făceai sportul ăsta pentru bani. Nu, frate, fac sportul ăsta să vă distrați voi când mi-o pun din cap. Nu? Exact. Fac sportul ăsta să vă distrați voi când stați în fața televizorului, mâncați o pizza, ca asta fac eu când se bat alții. Nu, și eu mi-o pun din cap. Că vreți voi, că de dragul sportului. Mă, frate, ajungi la un anumit nivel în sport, exact, în care te bați cu cei mai buni. Nu mai ești la început competițional, o căscuță în cap, o tibieră, niște mănuși mai mari și chestii să nu vă atingeți. Mă, frate, când ajungi la un nivel, m-am bătut cu unul de la Khabib, de la sală. Așa? Wow. Așa am ajuns să mă bat. Am pierdut meciul ăla, prin submission, n-am avut efectiv ce să-i fac. Înțelegi? Atât de bun era. Periculoși ăștia. Foarte, din Dagestan, fix de acolo era. Și arăta și ca el. Faruk Aligaziev, îl cheamă.
Și ce crezi, am rămas și prieten. Așa, da, cu toți cu care am avut cu românii, n-am rămas cu niciunul prieten, cu toți din afară, bă, cu toți, bă, frate. Clasic. Bă, cu toți. Clasic. Cu englezi, cu polonezi, cu ruși. Și m-am bătut, frate, englezii sunt foarte răi și foarte buni în UFC, dacă te uiți. Da. Sunt foarte, foarte buni englezii. Polonezii sunt foarte răi și rușii foarte buni pe lupte libere. Deci dacă ar fi să mă bat cu vreun rus, credem că de acum aș gândi de două ori. Pentru că trebuie să gândești business. Da, înțelegi? Exact, nu mi-ar fi frică, că nu mi-e frică să mă bat cu ei. Dar pierd meciul și pierd teren. Ce câștigi? Ce câștigi? Exact. Înțelegi? Ai văzut adică... cum face Conor. Conor se bate cu oricine, dar Conor are o imagine la momentul ăsta care atrage foarte mulți bani. Nu contează cu cine se bate. Asta zic, știi? Și nu mai văd asta. De ce să faci ce... dacă mi-o oferă cineva, cât am zis eu, minim 5.000 de euro să mă bat, înțelegi? Are sens. Are sens. Dar România. A, da, corect. Rămâne. În afară? În afară? Păi în afară. Și dacă te bați pe Moca în afară, tot ai expunere în toată lumea. Adică, gândește-te că dacă eu am fost să mă bat în Cage Warriors. Cage Warriors este cea mai puternică din Europa. A, sau da, era la un moment dat. Da, pe McGregor. Conor a fost acolo. Ei, el la categoria la care se bate, el trebuia să ia o cintură. Dar ce crezi? Am ajuns acolo și s-a retras adversarul. Dar înainte de el s-a mai retras lui. S-a retras trei adversari pentru meciul ăla cu mine. Și am plâns, deci recunosc că am plâns că nu mi-au dat centura. Deși trebuia să o iau. Adică, da, la modul meu, eu mă bat cu tine, înțelegi? Și tu nu te prezinți la meci. Sau zici cu o zi înainte că... 3-0, masa verde. 3-0, masa verde. Ia centura. Exact, rămâne centura la mine și mă bat cu ăla care vrea să vină după, înțelegi? Corect, corect. Dar nu mi-a dat centura că vezi doar nu m-am bătut. Și mamă, știi cât am plâns de nervi, dar am plâns rău de tot că m-am pregătit, trebuie să-l bat pe ăla. Și n-avea nici chirele făcute. Și am zis, mă bat cu tine așa, nu contează. Tot. Și nu mai am mesajul pe Instagram, sau cred că mai am, nu știu, în care spune, am făcut atac la Renic din cauza... La slăbire sau ceva de ce. A doua zi era la gal cu gagică. Da. Și na. Și asta. E o lume și asta. Deci lumea sportului și lumea business-ului se... Îți zic din experiență, am făcut sport, am de la 14 ani și eu am făcut de toate. Tot ce am prins am făcut. În principiu fotbal am făcut de când eram mic. Se aseamănă foarte mult cu lumea business-ului. Adică pe partea de cum te faci cunoscut, înțelegi, parteneriate, că lucrezi în echipă, într-un business dacă ești singur, la revedere. Chiar și dacă te uiți, tu, de exemplu, a trebuit să ai o echipă în spate. Ai avut antrenor? Să știi că nu prea, în afară de tatăl meu. Am înțeles. Adică... Dar dacă hai să ne uităm, de exemplu, la ăștia care sunt... A, da. Au echipă în spate. Ăștia au, dar nu echipă doar de bătaie, echipă de nutriție, echipă exact. De antrenor exact. Fizic, echipă de not, echipă de... Exact. Fai de deci, cap, practic, luptătorul este propriu zis un business. E, gândește-te să întreții toată echipa aia din 100 de euro cât face în România. Exact. Păi de asta n-ai cum să ai echipă. Păi de asta n-ai cum să ai echipă, știi? Adică e logic. Deci chiar dacă ajungi să te bați singur acolo în cușcă, practic ai o echipă în spatele tău. Deci exact. tot ține de echipă. Nu poți să fii sigur pe lumea asta. De asta se seamănă foarte mult cu business-ul și de asta am și vrut să vin aici la tine, pentru că ți-am zis, sunt pasionat și de una și de alta și cred că la fel și cum încerc să ajut eu tinerii la rândul meu și tu deja ai început să faci, am văzut chestia asta și mă bucur. Așa că până acum mi s-a părut o discuție destul de completă. Ați văzut care sunt planurile lui Mihai, da? Deci cafenea. Să nu le furați. Da, nu aveți cum să le furați. Da, da, da. Că după aia dacă ajung la cafenea acolo, e cumva Mihai aici? Care Mihai? Păi nu e a lui, că uite, e brandul lui. Exact. N-ai cum să faci. N-ai cum să faci asta. Deci, care erau planurile? Erau mașina acum că e necesară. Da, exact. Da? Garsonieră, un business și cel mai mare, sala. Sală. O sală mare, adică completă. Gândește-te dacă aș reuși să deschizi sala asta până în 24 de ani. Ar fi șmecher. Nu exclus. Tu ai 21 acum? 21, da. Nu exclus. Deci... Eu zic că se realizează. Dacă adunăm oamenii care trebuie... Deci ar fi fai de capul meu. Fără supărare când o să dispară alți clienți, da. Lăsați un comentariu la fel. Dacă ați venit la o sală de genul, deci nu de genul ăsta, o sală completă, uitați-vă, puteți să vă uitați pe YouTube. Deci ca să înțelegeți, sala în care filmăm acum este cea mai bună din România. Poți să-i dau și numele? Că... Da, te rog. Deci Absoluto este cea mai bună sală din România. Gândiți-vă că vreau să fac o sală de 10 ori mai bună. Nu vreau concurență, nu fac asta pentru concurență sau ceva, dar vreau pentru că îmi place mie fenomenul ăsta. Da, ideea e că și... tu știi cât poți să aduci valoare acolo pentru cei care vin să antreneze, pentru ei. Nu pentru tine faci, nu pentru banii pe care câștigi de acolo. Cred că nici nu te-ai gândit, mamă, oare câți bani o să câștigi de acolo? N-are nicio relevanță. Da, păi nu prea mă interesează. Și ce mă interesează pe mine la sala aia? Gen să se recupereze investiția, că practic eu n-am ce bani să aduc, înțelegi? Dar să se recupereze investiția și din procentul pe care eu l-am la sala aia, să fac bani din sala respectivă, da, încât să acopăr atât de mult buget, încât să-mi plătesc tot procentul rămas, ca să îmi vină mie sala, înțelegi? Deci, gândire de business. Deci cam asta trebuie să faci mereu, înțelegi? Da, da. Și sau cel puțin să fie 50-50 cu celălalt asociat. Asta ar fi și mai bine sau pentru poate că... Sau poate sunt mai mulți asociați, nici nu are relevanță. Înțelegi? Pentru că și unul să se ocupe de o anumită chestie, unul de anumită... Fiecare trebuie să fie pe... Sunt departamente. La un business de așa învergură, adică sala asta mare, nu e doar, cum să zic, un janitor de la care... sau un manager care stă acolo și atât.
Nu, ai o grămadă de, de oameni în spate care fac marketing, deci nu e, nu, treaba începe de acolo. Exact. Știi? Nu, nu până să o deschizi. După ce o deschizi, începe treaba. Plus că gândește-te, dacă, dacă ar fi asta cu sala, câte vloguri aș face, faci. Imagine, cred că ai fi acolo tot ziua. Nu o să. Exact. Cum e Dorian? Cum a fost Dorian la casa lui acolo? Deci numai Dor și fac vloguri acolo. Deci ar fi foarte super tare. Și gândește-te, da. Deci foarte tare. Băi, eu zic că se realizează. Când îți pui ceva în cap, mai ales că doar ce ai început. Îți spui, dar eu sunt nerădător așa că dacă aș fi fost vreun copil de bani, gata. Fai de cap, mă întorceam România cu fundul sus. Și YouTube-ul. Mamă, ce videoclipuri făceam pe YouTube. Nu știu dacă mai aveai același grind și aceeași tragere, dar nu știu cum. Nici eu nu știu, sincer, că n-am să știu că n-am fost acolo. Exact. Dar ce, gândirea dacă aș fi avut-o pe care o am acum, că dacă aș fi avut bani, ar fi fost wow. Banii se găsesc și în alte părți, nu trebuie să îi faceți voi neapărat sau să așteptați până îi strângeți din munca voastră sau din alte business-uri, prin parteneriate. Și o să vă tot arăt, o să vedeți și în vlogurile mele. Așa că de acum încolo urmăriți-l și pe Mihai, o să vă las în descriere canalul lui. Are foarte multe vloguri cu vedete, da. Și antrenează, face și Peruviana, pentru că e schema lui, na, este sigla lui practic și brandul lui. Și noi o să ne revedem în celelalte vloguri noastre. O să încerc și eu, la fel cum a zis și Mihai, cum am făcut acum cu el, practic, să mai împic și eu alte persoane din alte domenii cu care să stăm de vorbă și pe business și pe domeniul respectiv. Și mă rog, în general vlogurile mele sunt de educație financiară, pe o tablă, scris ca la școală, știi? Perfect. Deocamdată. Deci noi ne vedem pe data viitoare, frumoșilor. Lăsați niște comentarii pentru Mihai și pentru cafeneaua și planul lui de viitor. Și urmăriți-l și pe el și ne auzim. V-am pupat!